Bună dimineața! Bine te-am găsit! Hai să vedem ce ne aduce această zi de 11 iunie. Ne aduce ceva. Ne aduce un careu între Marte și Pluto. Marte a intrat recent în Taur și se întâlnește, iată, într-un aspect tensionat cu Pluto din Vărsător. Nu e un aspect care îmi place nici pentru noi muritorii și nici la nivel mondial. Pentru că apar ciocniri, apar momente din acestea foarte frustrante, un chef de a manipula pe ceilalți, de a-i presa, persoasiune foarte puternică, încercăm să-i manevrăm, nu prea îmi place aspectul, e cam exploziv el așa, rămâne de văzut ce se întâmplă. Bun, hai să mergem la fiecare dintre noi, îți recomand să te uiți și la Zodie și la Ascendent și bineînțeles să nu uiți, te rog, că aici avem un horoscop general și teoretic. Bun, începem cu Berbecul. Marte, guvernatorul tău, e în casa a doua, face careul cu Pluto, îți dai seama că din punct de vedere financiar s-ar putea să fie o zi foarte neplăcută. Pot apărea cheltuieli, dar te vei găsi și niște situații pe care nu le vei găsi rezolvare. Mergem iată la Taur sau cei cu ascendentul în Taur, Marte în semnul tău, careul cu Pluto, lupte de putere cu șefii, cu autoritățile, cu oamenii pe care îi vezi tu importanți în viața ta, dar și foarte multă nerăbdare. De la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni, trecând peste acest careu dintre Marte și Pluto, tu trebuie să mai ai în vedere anumite lucruri. Faptul că Mercur se apropie de un careu cu Saturn și zilele acestea sunt pline de momente în care te vei chestiona, te vei întreba, vei avea dubii în ceea ce privește, iată, inteligența ta, puterea ta interioară sau capacitatea de a relaționa cu ceilalți. De la Rac sau cei cu ascendentul în Rac. Îți spuneam și zilele trecute că nu trebuie să ai așteptări de la prieteni, îți spun și astăzi. Astăzi îți mai spun că nu trebuie să arunci cu banii stânga și în dreapta doar pentru a ajuta pe ceilalți, fără ca ei să-și ceară. Cu cât vrei să demonstrezi ceva astăzi, cu atât vei avea mai multe de pierdut. Mergem acum iată la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Bine, Marte este în casa a 10-a, țin să spun. Asta nu prea te înțelegi cu nimeni. Ești destul de stresat, agitat, nervos, tensionat și cumva creezi foarte multă instabilitate în jurul tău. De la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară, te-aș invita să ai foarte mare grijă la călătoriile pe care le faci, dar și la examenele pe care le dai. Nu te grăbi. Mergem la Balanță. Mă gândesc la aspectul zilei pentru voi. Mă gândesc doar la o tendință de a face ravage în bugetul familiei, sau de a te împrumuta mai mult decât este cazul sau de ce nu de a-i judeca pe ceilalți. Culmea, pentru lucruri pe care le faci tu. Mergem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Marte e guvernatorul tău, e în casa 7-a, face careul cu Pluto. Relația nu e neapărat cea mai liniștită. Dacă e prea liniștit, ar trebui să te sperii. Înseamnă că e ceva acolo ce nu știi și ar trebui să afli. Mergem la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. Eu cred că toată săptămâna aceasta are aspecte legate de zona relațională. Și ca o relație să funcționeze, e nevoie de multă muncă. Da, multă muncă. Și nu doar munca aceea în care să vă împărțiți treburile, în care fiecare să știe ce are de făcut, dar e vorba de discuțiile alea intime, vulnerabile, acceptarea unor greșeli față de cealaltă persoană. Știți? Adică stând de vorbă cu persoana iubită și spunându-i ceva și se supără și să accepți faptul că are voie să se supere, discuțiile astea vă dau mult de furcă. E serioasă treaba acolo. Mergem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Ei bine, poate să fie și cea mai romantică zi, dar să fie și cea mai eșuată, să zicem așa. Semn de la univers, să spunem așa. De ce spun asta? Pentru că, iată, Marte e în casa 5-a, dragii mei. Și face careul cu Pluto din casa 2-a. Și totul depinde foarte mult. Stai că nu mai găsesc țâmburuș. O să mă acceptați fără cercel de data asta. Ce înseamnă? Recapitulăm. Marte în casa 5-a, Pluto în casa 2-a. Vă vindeți pe nimic. Sunteți atât de neîncrezători în propria putere încât vă faceți preș în fața celorlalți. Eu zice să... mai stați așa puțin să vă gândiți, mă, merită sau nu merită? Merge la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător. Parcă sunt prea multe probleme și parcă trebuie să le rezolvați voi pe toate. Nu vă convine, dar n-avem ce să facem. Din când în când viața ne mai pregătește și momente din acestea. Merge la Pești sau cei cu ascendentul în Pești. Vorbele voastre
Sunt precum bumerangul. Voi ziceți, dar cu cele mai bune intenții am spus acest lucru. Cu cele mai bune intenții te-am întrebat asta. Dar s-ar putea să faceți mult rău. Aș putea spune să vă imaginați replicile precum niște gloanțe și niște săgeți. Aveți grijă cu cine și când le folosiți. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine. Aici, Radio DGNews.ro. Un radio care se citește. Radio DGNews.ro.